Prețurile apartamentelor din blocurile cu bulină au intrat la apă. Întrucât închirierile în astfel de imobile sunt interzise, proprietarii le scot la vânzare. Costă deja mai puțin decât alte locuințe similare de pe piață și vor ajunge cu 30% mai ieftine. Oficial, doar în București sunt peste 400 de clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, cele mai multe în centrul orașului. Hamed are o garsonieră pe Calea Victoriei într-o clădire cu bulină. Până acum a închiriat-o, dar conform noii legi, în 30 de zile va trebui să-și evacueze chiriașii, așa că vrea să vândă locuința. Are posibilitatea așa de vânzare undeva la 50.000, poate chiar mai mult, dar fiind și cu noua lege să nu se mai poată închiria, trebuie vândut și chiar la un preț mai mic, adică 10-15%. Îmi pare rău că nu am vândut până acum, chiar îmi pare rău, adică nu mă așteptam să se aplice legea asta. Adrian este chiriașul. A început deja să-și facă bagajele. Deja am început să-mi strâng din lucruri, să mă mut. Deja am început să-mi caut altceva. Stau aici de aproximativ un an. Voiam să stau pe termen mai lung, doar că cu noua lege sunt nevoit să mă mut. Am apelat la o agenție imobiliară. Locuințele în blocuri cu bulină sunt vânate de cei care vor să stea în centru, în clădiri cu arhitectură deosebită și care au bani cash. Băncile nu acordă credite pentru locuințele cu risc seismic. Proprietățile acestea deja au început să scadă la preț, vorbind de o scădere de 10%. Noi ne așteptăm în următoarele luni să scadă chiar și cu 20-30%. Trebuie să luăm în considerare un preț realist în acest moment, care e cu 20% mai mic, sau poate chiar 25%. Cei care investesc în astfel de proprietăți trebuie să ia în calcul faptul că vor trebui să contribuie la un moment dat și la consolidarea blocului. De exemplu, la un apartament de 45 de metri pătrați va plăti 50 de euro pe metru pătrat, adică în jur de 2300 de euro prin programul Ministerului Dezvoltării. Pentru consolidare este nevoie de acordul proprietarilor care dețin peste jumătate din suprafața clădirii. În funcție de sursa de finanțare, fiecare program are propriile reguli. Dacă vorbim despre PNRR, acolo Ministerul finanțează, fondurile europene finanțează 700 de euro pe metru pătrat, diferența trebuind a fi acoperită de către proprietari. Doar în București sunt aproape 400 de imobile încadrate în risc seismic 1. În ultimii 30 de ani, primăria a consolidat 26 de imobile, iar în acest an ar putea intra în reparație alte 7. Cei care vor continua să închirieze apartamente în blocuri vechi riscă amenzi de până la 10.000 de lei.